Camera ha venit. Cum știți din video precedent, pusesem jumătate de cameră. Acum urmează să pun jumătatea cealaltă, care va fi un pic mai ușor de pus. Fiindcă nu mai am de tăiat pe acolo. Bine, mai am și în dressing acolo de pus. Dar acolo ultima oară, să văd cu ce bucăți tăiate rămân, cu ce... ca să nu stric degeaba parchetul și să nu cumva să nu mi-ajungă. Bine, sunt sigur că mi-ajungă, dar în dressing vă dați seama că nu e foarte important. Mi-am pus din nou masa aici. Dacă asta era un pic mai înaltă, venea fix cât aia și puteam să folosesc un alungat. Dar nu este. Centrala mi-am pornit-o. Să vedem. Începem din partea asta la altă. Mi-am schimbat încălțările, că bocancii deja îi focusem cam nașpa, i-am murdărit tare și nu mai puteam să intru pe aici cu ei. Chiar nu vreau să fac așa multă mizerie pe aici prin casă. Caterul la unde ne-a lansat? Păi frate, uit mereu unde le pun. Aha, aici erai. Stau prost cu... cu atenția la... unde îmi las lucrurile. Să vedem aici. Vă ziceam, nu trebuie neapărat tăiat drept. Nu e ca și cum o prins cu adeziv și să se încarce tot. Așa, mai la ochi. Hai, ce obțin așa le fac eu. Dacă voi vreți să le faceți perfecte, atunci trebuie să pierdeți mai mult timp. Perfect.
Așa, hai să vă arăt acum. Deci, sta așa. Deci, aici trebuie să vină placa care ai pus-o anterior, trebuie să aibă marginea asta aici. Eu vă zic ce am învățat eu. Asta care vii acum cu ea trebuie să o aibă dedesubt. Așa. E, marginea asta trebuie să-ți vină deasupra la asta. Trebuie să vii cu marginea spre rândul anterior. Eu vă arăt ce am învățat și eu punând. Adică nu m-a învățat nimeni, sincer. M-am uitat eu pe YouTube, dar se pare că n-am înțeles. Și am pus vreo două rânduri invers. Adică încercam să pun cu marginea asta spre asta și nu intră la fel de bine. Și apoi te uiți să fie cât mai bine așezat. Să nu-ți rămână margine. Bine, parchetul ăsta are un cant tăiat pe margine. Adică marginea asta e puțin un șanțuleț între ele. Chestie care nu știu cât de ok este. Nu știu dacă ar merge să-i dau un kit de lemn. Dar nu cred că e recomandat să dai kit de lemn pe aici. Între marginea asta. Și acum rămân cu ultima care trebuie să o tai de aici. Ideea este, Vanis, la mine e un pic mai complicat că trebuie să văd pătrățelele să vină în același loc. Dar cu un parchet normal nu ai problema asta. Hai, mă. Cu un parchet normal trebuie doar să tai capetele și n-ai niciun stres că nu-ți vine marginea, că nu. Și acum aceeași chestie prin cu el aici lipit, așa. Acum nu știu, dacă cineva face altfel, problema lui. Eu asta am găsit metoda cea mai ușoară de a-l pune. Se lasă un pic aici, dar aici voi avea patul și nu vă va încurca cu nimic. Pe asta am tăiat-o de aici până aici, e o placă. Acum cu asta o să vin o să tai un pic din ea ca să-mi vină marginea asta aici. Deci trebuie foarte puțin tăiat. Cam 2 cm jumate, 3 cam pe acolo. Ca să-mi vină asta. Dacă nu trebuia să tai, fiindcă am pătrățelele, atunci puteai să o lași așa normal. Nu te încurca cu nimic, tăiai capătul de acolo și era mult mai simplu. Dar, cum v-am zis, eu trebuie să tai din el. Dar tai 2 cm jumate, chiar tai la ochi. Nici nu trebuie să tai foarte fix. Am văzut că americanii, bine, nu știu dacă se găsește și în România, dar canalele mele de YouTube pe care mă uit sunt de obicei de la americani. Am văzut că au o ghilotină de tăiat parchet, care pare foarte interesant. Deci dacă te uiți aici la linie scosta, la linie scosta și de aici se pierde un pic, nu știu, așa e parchetul. Unde va trebui să am mare grijă o să fie aici. Fiindcă eu trebuie să vin undeva pe aici, sub ușă aici, o să vin cu parchetul și o să se termine.
Și de aici așa, va trebui să tai cât mai drept, fiindcă o să vin cu plintă de îmbinare și atunci e un pic mai îngustă și nu trebuie să am diferență mare între parchet. Dar eu zic că mă voi descurca. Asta am pus-o cam fixă, dar e foarte ok. Și partea bună e că ăsta se așează. Deci cum îl pui, el pe parcurs o să se muleze după cum ai teren. Hai să dau play la o muzică și să termin. Ce avem noi aici? Rock clasic, new music, mellow pop, hot acoustics, calm vibes. Asta cred că merge. Top tracks, reading soundtrack. Nu citesc acum, muncesc. Și trebuie ceva beast mode. Asta e beast mode pentru când alergi sau faci exerciții workout, adrenaline, hype. Da, folosesc Spotify. Ce ascult eu de obicei pe aici? Swagger? Swagger, swaga, swaga, nu știu cum se zice. Sunshine Reggae, ăsta e. Bun. Și acum, la ultima parte de acolo, de trei tăiată, pe lungime. Și o să tai la, se vede mai și aici, 9 cm cam fix. Îmi ține betonul ăsta aici. 8 cm jumate. O să tai. Și să vedem, aici e îmbinarea aici. Trebuie una scurtă. Și am una scurtă aici. Mai întâi o să o tai pe lungime și apoi voi verifica unde vine pătratul ca să o tai și invers. Asta nu o să mai trebuiască. Montăm pasta. 8 cm jumate. 8 cm jumate e pe aici. Acum luăm ruleta și verificăm. 8 cm jumate. Păi nu erau. Nu era la 8 cm jumate, era la 8 și puțin. Uite, 8 jumate. Și aș mai vrea să fac o chestie. Să mai lungesc un pic. Așa. Și am niște din astea. Nu mai ajunge. Mă gândeam cumva să fixez asta un pic mai bine, că dacă nu forțez, nu cred că are nimic. Hai să vedem. Și acum ai 8 cm jumate. Cam așa. El va mai avea și marginea asta. Hai să vedem. Trebuie ăsta.
aproape drept. Da, îmi trebuie bara asta să o... Să o lungesc cumva, dar nu știu cum. Nu prea am cum să o lungesc și să o prind și în partea altă fixă. Că colțul ăsta pleacă foarte puțin. Oricum, e foarte ok. Nu e o problemă mare. Ok. Acum să tăiem una întreagă. Dar până tăiem, ia bine dacă mai verificam o dată mai... Unde mama n-ai... Aici erai. Să mai verific mai încoace un pic. Aici am 8 jumate. Jumate merge. Pe aici e stop. Dar o să bag una întreagă mai întâi. La 8 jumate și voi vedea dacă mă încurcă cu ceva colțurile alea. Normal, nu am ruleta. Mă sor, cred că acum trebuie să o trag la 8 cm. Pe asta. De aici am 8 cm. 8. Mai puțin de 8. 7,5. Asta este. O trag la cea mai mică dimensiune și asta însemnând 7,5. Fiindcă dacă o trag, dacă îmi rămâne un centimetru, se acoperă cu plinta. Dar dacă... Dar
ce vreau să zic, dacă rămâne un centimetru, se acoperă cu plinta, dar dacă o tai un pic mai mare, nu mi-intra pe acolo. Și o să încerc să o tai la 7 și puțin. Hmm, 7,8, ceva de gen. Ia să vedem. Dacă nu, mai trag o dată, nu e nicio problemă. Mai bine să iei mai puțin din ea, decât să nu mai iei din ce loc. Și să mai stric o placă. Păi dacă tăiam cu șoricelul cu lungimea asta, mă apucai... A, nu, e bine. Ce m-a speriat că n-am tăiat pe partea care trebuie. Nu de alta, dar cam strâns un pic cu... parchetul. Nu prea mai am. Destul. Oricum ar fi, mi-am lăsat aici ceva rost un pic mai mare, deci chiar dacă rămâne acolo puțin, nu e nicio problemă. Mai am vreuna din aia? Și cred că n-am. Ce mă enervează. Am tăiat din toate. Bă, da. Stai un pic. Că mie trebuie să nu rămână dintr-una din asta, mă, ar trebui să-mi încap acolo. Dacă nu, mai luăm un pic din ea. Aaa, ce șmecherie, rămâne asta. Deci trebuie să tai partea aia. Normal că creionul... A, l-am la mine, creionul. Wow, pentru prima oară am și eu ceva la mine. Și trebuie să tai de pe aici. Și apoi s-o trag la 7 cm jumate. Dă-o jos, să tai mai întâi aici ca să nu... Pe care trebuie să o folosesc pe asta. Băga-mi aia și picioarele. Nu merge, bă. Că n-am latura aici. Ce-am zis că scap să nu mai stric una? Tot trebuie să stric o placă. Să măsor aș.
Aici poți. Stai. Deci trebuie să-l pun pe asta așa, ok. Să fac să-l opresc pe ăsta. Nu. Și acum pot să-l pun pe ăsta aici. Și după cum vedeți, camera asta e gata. Bine. E gata dressing-ul ăsta, dar... Să pun câteva plăci. În timp ce făceam material, m-a lăsat bormașina. Bormașina asta o avem, cred că, de 7 ani. Este o bormașină Panzer. Este, de fapt, un rotopercutor, mai mult ciocan. E ciocan în rotopercutor. De 7 ani n-am avut nicio problemă cu ea. Și săraca a dat găuri în tot felul de betoane și de... Nu mai zic la câte izolații am folosit-o. Cred că când am pus izolația la casă, am cumpărat-o pe asta, după câte mi-aduc aminte. La casa de... casa părinților. Deci vă dați seama că are destul de mult. Și chestia e că s-a dus firul de aici, nu mai face contact bine. Trebuie și o benză mică. Oh, dar s-a făcut cald aici ca lumea, adică... Chiar e foarte bine. Nu mă așteptam.
Ok, și acum să vedem unde e buba. Huba buba. Bine, aici s-a dezizolat și am dat eu cu niște bandă izolera cu gândul că va mai ține ceva. Dar se pare că nu. Deci, mai să le băgăm. Fac? Pot să spun fac? Bine, aici cred că era problema. La cum, cât de ușor s-a rupt, aici era problema. Vedeți un cutter. Care l-am aici. O să mai scurtez firul un pic, n-am încotro. El are și o inserție de pânză înăuntru. Probabil. Pentru a ține mai bine, mai mult cablu, dar... Ok, bine că rezolv ușor problema. Mai desfac un pic. Da, în timp ce făceam material, nici n-am apucat să-l termin de făcut. Făceam material pentru gresie și faianță. Bine, acum pun faianța momentan. După ce termin cu faianța, vreau să pun și gresia. Dacă cumva mâine sunt liber, nu știu încă. Depinde ce treabă am pe la muncă. Pun și gresia. Dacă nu sunt liber, n-am cum să o pun. Astea două, trebuie să le prind pe ei. Ok. Asta aici. Deci, ca la casă, toată lumea care stă la casă știe cum este. E imposibil să n-ai ceva de făcut. Când crezi că ai terminat toată treaba, se strică ceva. Și acum ăsta vine cam așa. Să mă prind cumva firurile astea. Cum l-am scos pe asta. Of. Gata.
Am două șuruburi de pus care le-am desfăcut degeaba. Nu știu de ce mă gândeam că e posibil să trebuiască să dau și asta jos. Dar este o burmașină foarte simplă. N-a trebuit decât un șurub să-l desfac ca să ajung la fire. Nu știu, și-a rezistat super mult la noi. Și la mine, sincer, foarte puține ustensile rezistă mult. Gata, merge. Acum să ne apucăm de faianță. Ok, deja e seară, e târziu. Și eu nu prea am mai făcut mare lucru. Am făcut peretele ăsta. Mai am parte de sus acolo la ușă, nu știu cum o să fac să prind una, două, trei plăci, cred. Nu știu cum rahatul să prind, dar trebuie să văd. Cam atât pentru azi. Sper ca mâine să termin de pus astea 10 plăci câte mai am aici. E aiurea tare să poți să le ții, să le pui fixe. Și apoi să încerc să pun marginile astea pe aici. Și apoi să pun glafurile astea aici. Și apoi să fac o curățenie lună aici, fiindcă vine gresia. Dar până atunci mai am de lucrat o grămadă. Hai să-mi iau scurile după aici. Și ne vedem data viitoare.